Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil, dacă vorbesc, nu pot ieși în public. Din păcate, plecarea lui Halil Brahim Ceyhan din seria Emanet nu este liniștită și calmă. La fel ca plecarea altor actori, plecarea lui Halil Brahim Ceyhan a devenit o problemă. Deși Halil Brahim Ceyhan face declarații voalate despre plecarea sa, el așteaptă ca compania de producție Caramel să facă anunțul oficial. Cu toate acestea, compania de producție Caramel nu are bună credință atunci când face această declarație. Contrar acestei afirmații, compania de producție a făcut o astfel de declarație, încât Halil aproape că a devenit un mincinos. La un an de la plecarea lui Slater Kolu din serialul Emanet, rămas bunul lui Halil Brahim Ceyhan de la serie este în discuție. Cu toate acestea, când vine vorba de plecarea actorilor săi, echipa de producție Caramel, care este aproape urâtă când vine vorba de plecarea actorilor săi, l-a aglomerat de data aceasta pe Halil Brahim Ceyhan. Halil Brahim Ceyhan, care este foarte incomod cu această situație, a avut o discuție cu Ayhan Ozen și Halil Brahim Ceyhan, care a spus că dacă vorbesc, nu pot ieși în public. Vrea să părăsească seria Emanet complet fără să se implice în prea multe evenimente senzaționale. Karma și-a încheiat misiunea, nu crezi? Toți au fost puși la încercare cu cea mai mare încredere, unii și-au pierdut cariera, unii și-au pierdut ratingurile, unii și-au pierdut banii, așa că cine este câștigătorul acestei povești? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!